Dragilor, nu știu ce s-a întâmplat cu videoclipul mai devreme, că nu a fost salvat, nu a putut fi publicat iată pe pagină și mi-ar părea rău să pierdem o seară din rândul poveștilor magice. Dacă aseară aveam o poveste despre a-ți folosi resursele, toate resursele pe care le-ai la îndemână, în această seară avem o poveste, care ne uh, învață felul în care putem rezolva situațiile conflictuale, putem, uh, felul în care putem întări abilitățile de comunicare și felul în care putem învăța negocierea. Putem uh, vedea uh, lucrurile altfel și putem descoperi faptul că orice situație conflictuală are o rezolvare dacă suntem uh, dorniți să facem lucrul acesta. Povestea din seara aceasta se numește astfel a învăța să împărtășești. A fost odată ca niciodată două țări care împărtășeau aceeași graniță. Una din țări, condusă de o regină, era acoperită cu pietre și stânci. Cealaltă, condusă de un rege, nu era de fel stâncoasă. Totul părea bine și frumos, doar că regina privea peste graniță și râvnea la ceea ce avea regele. Cum pământ fertil, spune ea, am putea avea recolte și astfel aș hrăni poporul. ce drept, regele se uita și el peste graniță și râvnea la ceea ce avea regina. Dacă am avea pietre, spunea, am putea construi case, școli, spitale. Regina a spus poporului ei, trebuie să ne curățăm pământul dacă vrem să mâncăm. Aruncați toate pietrele peste graniță. Locuitorii țării fără pietre s-au dus la regele lor și s-au plâns. Oamenii din țara reginei aruncă cu pietre după noi, am spus. Nu vrem noi oare pietre pentru a construi case, școli și spitale, a întrebat regele. Să le declarăm război. Oamenii reginei sunt săraci și nu au alte arme în afară de pietre. Dacă aruncă pietre în continuare, vom avea tot materialul ce ne trebuie pentru a construi clădirile. Așa că războiul a continuat. Până ce pământul, fără pietre, s-a umplut de pietre și cel pietros era fără nicio piatră. Atât supușii regelui, cât și ai reginei, au fost fericiți o vreme. Oamenii reginei cultivau recolte pe pământul curățat. Oamenii regelui construiau case, școli și spital. Însă pacea nu a ținut prea mult. Curând, regina și-a dat seama că aveau mâncare din belșug. Dar nu aveau pietre pentru a putea construi noi case, școli și spital. Nu mai aveau pietre nici pentru a repara clădirile vechi. De cealaltă parte a frontierei, oamenii regelui aveau acum o grămadă de clădiri dar mâncarea era puțină și suferau de foame. Avem nevoie de un război pentru a ne lua pietrele înapoi, a spus regina, așa că a declarat alt război. Încă o dată, pietrele au fost aruncate peste graniță. Oamenii reginei și ai regelui au continuat să se lupte, râvnind la ce aveau ceilalți, dar nimeni nu era fericit. Însă, într-o bună zi, un bufon de curte rătăcitor s-a întâmplat să se oprească și să se așeze pe un deal lângă graniță. Văzând ce se întâmpla, a izbucnit în râs. Ce ridicol!" și-a spus în gând și a cerut să se întâlnească cu regele și regina împreună. Când s-au așezat față în față, nu a fost foarte prietenoși la început. E numai vina ta!" a spus regel. Tu ai început aruncând cu pietre în noi." Nu, e vina ta!" A spus regina. Tu ne-ai declarat de război pentru a nu lua pietrele? Stați un pic, a spus bufonul. Dacă vă furia și dați vina unul pe celălalt, nu veți rezolva problema. Unul dintre voi are pietre. Celălalt are recolt. Ce amândoi vreți, ceea ce are celălalt. Asta până obține și doriți, după care nu mai aveți nevoie de alte lucruri. Hmm, cum putem să rezolvăm astfel încât să nu vă mai luptați. Bufonul a văzut că regele și regina se gândeau la întrebare. Regele a vorbit primul. Pietele sunt ale tale, i-a spus regine. Pășunile sunt ale oamenilor mei. Și totuși bufonul are dreptate. Vrem amândoi ceea ce are celălalt. Poate l-am putea împărți, cum ar fi dacă noi am cultivat mâncare pentru voi și am schimbat-o cu pietrele de care aveți nevoie. Poate că oamenii mei i-ar putea învăța pe unii din oamenii tăi cum să cultive pământul. Și oamenii tăi ne-ar putea învăța ce știu despre construcții. Astfel am putea lucra împreună și nu ne-am mai lupta. Regina a fost de acord și bufonul a râs fericit. După ce ambele țări au început să împărtășească ceva ce aveau fiecare și să trăiască în pace, bufonul se așeza adesa pe pedalul lui, privindu-i pe oamenii care plecau și veneau de peste graniță, împărtășind mâncare și pietre. Iată că am avut o poveste despre a învăța să uh, împărtășești. Să aveți o seară liniștită cu cele mai frumoase gânduri și să meditați asupra acestui lucru asupra împărtășirii. Și nu e așa? Poate că este momentul să împărtășim ceea ce avem mai bun cu cei din jur. O noapte liniștită!